Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Iată că vom vedea imediat despre ce este vorba pentru voi în această zi minunată. Să vedem ce se mai spune nou despre relația voastră de cuplu, ce ne vor divulga aceste cărți despre voi în această citire. Și mai ales ce simte persoana ta în acest moment, ce gândește în legătură cu tine, în legătură cu această relație dintre voi doi. Și iată, dragii mei, că prima carte în etalare este Treiul de Cupe, sper că se vede, este această carte extraordinar de frumoasă, care vorbește despre vise împlinite. Iată că vedem aceste trei fete care nu fac altceva decât să uh, stea împreună într-un câmp înflorit și să privească spre stelele lor. Da? Este ceea ce faceți și voi în acest moment, dragii mei. Uh, fie că sunteți în relație, fie că sunteți uh, singuri și sperați la o relație în viitorul vostru apropiat. Iată că asta faceți în acest moment. Proiectați aceste vise uh, pe care le aveți, proiectați aceste aspirații pe cerul uh, Universului și vă așteptați ca tot ceea ce vă doriți mai bun și mai curat pentru voi să se îndeplinească la un moment dat și pentru, uh, pentru existența voastră. Uh, văd că sunteți înconjurați de prieteni. Sau de prietene, după cum se vede în această carte, sărbătoriți ceva pentru că treiul de cupe despre aceasta vorbește. Probabil că, probabil că aveți un succes pe care, de care ați avut parte la locul de muncă în ultima perioadă sau în afaceri. Ce știu eu, orice asemenea eveniment care ar putea fi sărbătorit de către voi în această zi minunată sau în această perioadă. De asemenea, văd că unii dintre voi este posibil să sărbătoriți aceea care sunteți în relație, sărbătoriți poate faptul că ați decis de comun acord cu partenerul sau cu partenera voastră să vă mutați spre o nouă etapă din relația voastră. Poate să vă mutați împreună, sau să vă logodiți, să vă căsătoriți, sau să aveți o familie împreună. Toate aceste schimbări care pot veni în viața voastră, pentru că voi ați decis așa, și mai ales ați decis de comun acord că așa vreți să se întâmple pentru voi. Și văd că uh, nu țineți ascunse aceste lucruri de prietenii voștri. Din potrivă, vreți să le aduceți și lor la cunoștință pentru uh, a sărbători împreună succesul vostru. Uh, și următoarea carte, dragii mei, iată este acest patru de cupe, uh, o carte care te arată pe tine, dragul meu sau draga mea, într-o ipostază nu tocmai fericită, ca să zic așa. Ești oarecum îngândurat sau îngândurată, poate în legătură cu iubitul tău sau cu iubita ta care este departe de tine, ai vrea să împărtășești cu acesta sau cu aceasta ceea ce ai mai de preț, comorile de care ești înconjurat sau înconjurată, Um, văd aici că unii dintre voi sunteți la deportare, dragii mei, unii, unul de altul, și de aceea vă văd așa într-o stare de nostalgie după persoana voastră și de dor oarecum. Um, parcă nu vă mai bucură nimic și nimeni nu vă mai intră în grații. Um, da. Este ca și cum Universul vă oferă tot ceea ce aveți dumneavoastră nevoie în aceste momente și dumneavoastră nu mai vreți să, să primiți nimic. Este ca și cum nimic nu mai merită experimentat, având în vedere că sunteți singuri sau singură. Dar, dragii mei, stați liniștiți pentru că foarte curând partenerul sau partenera voastră va veni în viața voastră. Și veți fi din nou împreună. Aceasta pentru aceia care sunteți în relație, dar pentru aceia care sunteți singuri, cu atât mai mult să aveți răbdare, pentru că în perioada următoare este clar că la orizont se vor ivi pașii unei persoane extraordinare și extrem de potrivite pentru voi, adică potrivită în primul rând cu așteptările voastre. Și mai departe, dragii mei, iată că avem uh, Cartea Nebunului. Această carte arată faptul că uh, vrei să te arunci cu capul înainte spre aventura care te așteaptă începând din aceste momente. Dacă ești în, în relație, văd că vrei să-ți urmezi partenerul sau partenera. Uh, acolo unde merge acesta sau aceasta, vrei să fii și tu. Simți că norocul tău este alături de aceasta sau de acesta și vrei să îl urmezi sau să o urmezi pretutindeni. Văd noi începuturi pentru voi și dorința voastră de a o lua de la zero. De ce nu alături de această persoană? Pentru că aveți impresia și considerați din tot sufletul că vreți să faceți acești pași alături de această persoană unică în viața voastră. De când a apărut în viața voastră această persoană, întreaga voastră existență a luat o altă turnură, s-a schimbat într-un mod cât se poate de pozitiv și vreți să-i mulțumiți acestei persoane. Din potrivă, dacă sunteți singuri, dragii mei, văd de asemenea că vreți să vă aruncați cu capul înainte spre ceea ce vă poate oferi Universul în perioada imediat următoare sunteți foarte încrezători sau încrezătoare și așteptați uh, deciziile Universului în ceea ce vă privește. Să vedem mai departe și uh, cărțile muritoare. Iată că avem aici spânzuratul, dragii mei, alături de treiul de cupe. Uh, această carte vine să aducă în prim plan dorința voastră de schimbare și uh, mai ales faptul că a venit momentul să vă schimbați, a venit momentul să priviți viața cu alți ochi, cu ochi mai pătrunzători, poate mai prietenoși. Văd că pentru prima dată sunteți gata să acceptați anumite adevăruri pentru voi, pentru existența voastră. Dacă, dacă ați încercat, de exemplu, de nenumărate ori să faceți un lucru și nu va a ieșit... Acum veți accepta pentru prima oară că acel lucru nu este pentru voi sau nu era pentru voi. În sensul acesta, vă veți ilumina. De asemenea, veți vedea viața cu alți ochi, veți vedea oamenii din jurul vostru cu alți ochi și totul va căpăta parcă o nouă culoare în jurul vostru. O transformare de perspectivă, într-adevăr, dar și o o transformare de, uh, de personalitate, ca să zic așa. Dar o transformare în bine, care nu are de adus decât lucruri pozitive în viața voastră. Să vedem uh, mai departe și alte cărți. Uh. Iată că avem aici eremitul alături de acest patru de cupe. După cum spuneam, în aceste cărți se vedea că nu mai ai chef de nimic, că ești pierdut în spațiu așa sau pierdută în spațiu, că nu mai simțeai pornire pentru nimic pozitiv care se întâmplă în viața ta acum din cauza că ești singur, singură sau la distanță de partenerul sau de partenera ta. Iată că această carte a Eremitului vine și face lumină în existența ta, te ajută să te reconectezi la sinele tău superior, te ajută să faci lumină în viața ta odată în plus și să vii cu lucruri pozitive și cu lucruri noi uh, pentru viața ta, uh, lucruri care să te ajută să crești. Văd în acest sens că unii dintre voi este posibil să învățați, să faceți ceva nou, să deprindeți noi abilități, noi priceperi pe care să le puneți în slujba oamenilor, și acest lucru să fie foarte de folos pentru voi în perioada următoare. Acest lucru vă va ajuta, în primul rând, să vă propulsioneze spre o nouă etapă a vieții voastre etapă în care uh, veți putea surâde și voi norocului vostru. În primul rând, făcând aceste lucruri, este mult mai posibil ca în viața voastră să intre o nouă persoană sau uh, dacă sunteți la depărtare de persoana voastră dragă, este posibil să uh, vă ajute această activitate să vă distragă atenția de la, uh, de la ceea ce nu ar fi firesc să vă supere cum este această distanță. Și iată această carte, șaptele de săbi alături de uh, nebunul. După cum se vede, uh, sunteți foarte fericiți de această nouă aventură care vine pentru voi în perioada următoare. Este o nouă experiență de care uh, vreți să vă atașați cât de curând și nu o să țineți cont nici de părerile lumii, nici de uh, acele mici ace pe care unele persoane le vor înfige așa în sufletelul vostru, spunându-vă anumite lucruri care v-ar putea durea sau care v-ar putea supăra pe moment. Da, mare atenție la aceste persoane. Sunt unele persoane în jurul vostru care port măști sau care... care poartă măști sau care... Se manifestă într-un fel alături de dumneavoastră, iar apoi, când pleacă de lângă voi, sunt cu totul altfel de persoane și uh, divulgă secretele voastre altor persoane. Uh, practic, sunt persoane cu două fețe. În aceste persoane este bine să nu mai aveți încredere, dragii mei sau dragele mele. Să vedem și o carte din Oracol. Iată că această carte a venit cu mesajul ei, uh, dă, dă libertate problemelor de control, da? Lasă problemele de control să plece din viața ta, îngăduie acestei situații să se desfășoare în mod natural. Iată, dragul meu sau draga mea, cât de important este să, uh, să renunțăm la control, să re renunțăm la... Uh, a, controla viața altuia sau chiar și viața noastră de multe ori să o controlăm prea strict și să te lași pur și simplu trăit de viață. Despre asta este vorba aici, asta trebuie să învățăm să facem. Să ne lăsăm pătrunși de fiorul vieții și mai ales să ne lăsăm să trăim frumos. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte talări pe viitor. Toate bune!